Lupta pentru șefia PSD intră în linie dreaptă. Sunt declarații acum la sediul PSD. Le ascultăm și noi. Până când Curtea Constituțională Nu, noi o nu să se programăm, noi pronunță nu o să asupra stăm. unei posibile Nu, nici sesizări vorbă, informate de nu o să PNL. stăm după PNL. Dar dacă astăzi, spre exemplu, PNL o să depună până vom stabili noi calendarul, va trebui să ținem cont de acest lucru. Deci veți Asta aștepta spuneam. decizia curții și nu veți vota Nu, moțiunea. am spus că nu așteptam niciun fel de decizie a curții dacă nu avem o sesizare la curte. Nu, dar putem Deocamdată, avea o sesizare de deci la noi vom PNL. stabili calendarul la prima ședință. Dacă până atunci PNL-ul o să depună o sesizare, o să ținem cont de ea. Dacă nu, ne vedem de calendarul nostru. Din dumneavoastră de vedere, este constituțional în acest moment, în sesiunea extraordinară, să fie dezbătută și votată o moțiune de cenzură, pentru că acesta este principalul argument pe care... Este curat constituțional, pentru că sesiunea extraordinară nu este o anexă a sesiunii ordinare. Sesiunea extraordinară un statut de sine stătător. De aceea avem două lucruri. Avem o ordine de zi stabilită special pentru sesiunea extraordinară. De aceea convocăm Senatul sau Camera în sesiune extraordinară. Nu se spune niciodată, nici în Constituție, nici în documentele constitutive, nici în legile de organizare, că sesiunea extraordinară este o prelungire a sesiunii ordinare. Sesiunea extraordinară este o sesiune de sine stătătoare. Dacă facem sesiune extraordinară în fiecare săptămână, putem să depunem o moțiune de cenzură în fiecare săptămână. Doar că puteți. Foarte serios. Fiecare sesiune în sine are un statut special. Este ca o sesiune obișnuită. Dacă nu scrie nicăieri în regulament că nu aveți voie, nu înseamnă că este permis acest lucru. Nu scrie, spune că o să depune o moțiune pe sesiune. Sesiunea în sine, fiecare sesiune, are o structură independentă, pentru că la fiecare sesiune avem o listă de proiecte de acte normative. Cum? Dar n-ar trebui votată dacă nu aveți... în sesiunea în care este depusă? Da. Nu avem un text care să ne spună când să votăm... Nu ar putea să pice la Curtea Constituțională dacă moțiunea a fost depusă și citită într-o sesiune extraordinară și a votat într-o sesiune, altă sesiune, cea ordinară, care începe cu data de 1 septembrie? Nu ar putea, pentru că nu avem niciun text imperativ care să ne spună când să votăm o anumită moțiune. Dacă se depune o dată din septembrie, mai aveți dreptul la o moțiune de cenzură? Categoric. Categoric. Chiar dacă a votat în sesiunea din septembrie? Categoric. Păi cum? Ea a fost depusă la momentul la care a fost depusă într-o sesiune extraordinară, dar de sine stătătoare, cu numărul de semnături necesar, nefiind depusă o altă moțiune. Să depuneți moțiunea într-o sesiune din februarie și după aceea să votați în septembrie. Adică putem să facem și acest lucru, da. Nu ne interzice. Spune că moțiunea trebuie votată în 3 zile de la prezentarea ei. După 3 zile. După 3 zile. Bun, și când după 3 zile va fi. Social-democrat să fie votată în această sesiune extraordinară sau în sesiunea ordinară cât care începe la data posibil. De 1 septembrie? Cât mai repede posibil o să stabilim acest lucru prin dialog cu toate partidele care vor vota această moțiune. Cum catalogați sesizarea făcută de Eugen Teodorovici la Tribunalul București? Am văzut azi de dimineață în presă textul sesizării. Nu știu dacă l-a făcut Eugen. Dacă l-a făcut Eugen ca economist, atunci pot să înțeleg sesizarea. Dacă l-a făcut un jurist, ar trebui să-l dea afară. Pentru că ea are câteva elemente lipsă. Nu o să le spun acum, o să las judecătorii să descopere acest lucru, care fac această sesizare să fie respinsă, cum se spune în limbaj de specialitate, de pe scaun. Deci nu va produce probleme pentru Partidul Social Democrat, pentru validarea candidaturilor? Felul în care a fost formulată sesizarea, cel puțin de ce am văzut în presă, mi-arată că este un demers strict politic și nu unul juridic. Eugen Teodorovici ar trebui să intre în cursa pentru șefia partidului? Eugen Teodorovici și-a depus o candidatură pentru șefia partidului neconformă cu statutul partidului. Și va fi validată? O să discutăm în CEX, dar în comisia de validare. Din păcate, am fost în acea comisie de validare, domnul Teodorovici nu a depus nici măcar un document conform cu statutul. Anume, mai exact ce trebuie să depună domnul Teodorovici și ce nu a depus? Păi nu a depus, spre exemplu, un document de sprijin din partea organizației din care face parte. Nu a depus echipa pe care domnia sa dorește să aibă la conducerea partidului. Nu a depus un program
politic pe care să-l poată vota colegii noștri. Nu a depus niciun document conform. Mulțumesc!